Salut băieți, bine ați venit pe acest canal. Mergem acum spre căsuțe. Ne apucăm de balustrada ce ieși, avem de făcut niște pare, avem de bătut, de săpat acolo și să batem și pare de susținere. Acum am luat și drujba aici să mai tăiem ce avem de tăiet. Un placar, clește, de ciocană. Tăiet, am mai dus acolo așa niște placaje, niște mai mari să punem acolo în spate. Vine să potrivesc pe acolo, să luăm măsură, să luăm tăiet. Ce bățute? Mi-a dat o piatră în lipcic, vei. Uite, băieți, nu-i atent deloc. A cui când ești ala aia tău? Unde ne-am mai găsit? De unde au ieșit? Tu mă, de unde au venit, cred, când ești ala? A avut treabă el pe aici. Știi, traseul nostru de fiecare să vină până. Porumb, băi, gata, dacă după o duci, trebuie cules. Și așa, majoritatea e o cules, vezi că e desfăcută. E o desfăcut și e o culesă. Apa pe aici e sece, tot scăzut o grămadă, mai la vale, nu? Da. Uite ce frumos, îi bate soarele, da? Vin aici acum să luăm măsurile toate, să începem să le tăiem. Trebuie tăiat așa, la cealaltă de sus, șase de jos de pe aici, trebuie tăiat. Tu deja stai! Hai să ne apucăm. Oare nu luam măsura acolo? De acolo vine tăiat. Măi, nu luam măsura. Nu trebuie tot în pământ? Așa cum o parte ce trebuie. Tare pământul intre greu. Asta e. Da, e pare, acolo sus l-am retezat o leacă, aici așa. Pe aici așa, care se vine la balustradă, l-am măsurat perfect. Ăsta care se vine aici în stânga, plus ăsta cu o leacă merun care vine la balustradă. Doar ce face Ionuț acolo. Am făcut și o gaură aici, că asta parul ăsta de aici, tot vârful ăla ăsta cum ar veni. O să vin în chip de aici, fix în el așa, ca să-l susțină, să vin împins. Cum are asta susținerea, să nu mai vin în coaș, că ține mult și asta. Plus cum facem și din pare ăștia așa niște diagonale, așa, aici așa. Exact așa cum ar veni. Stați să vă arăt imediat. Deci de acolo așa cum ar veni de jos, fix de lângă par. Până aici, dar oricum, vine mai sus și invers, ca să susțină bine căsuța. Curăță și așa. Acum apuc să scot pământul ăsta de aici. Gaura și e făcută, nu mai trebuie bătut un cuil așa. Acum să scot pământul de aici. Să-l bag forțat pe ăsta. Forțat, nu, pe ăsta nu-l bag forțat, că trebuie să vină balustradă. Vine aici și-o lucru de gunoi. Și curăța ăsta. Focul tot arde aici. Da, nu o poți cu topor. Ia bă, stai așa, ce-l aduc acum. Eu am terminat aici de dat. Și oturile și-au fost jos. Deci un topor, dacă vrea topor. Ia de topor să vedem. Mergi cu topor? Păi ghinii mergea cu sabie. Mă apuc să bat aici așa până facem de acolo. Așa trece timpul degeaba dacă stăm amândoi. Terminam noi mai repede, da? Nici chiar. Stai să mă apuc să-l bat. Așa, lipit acolo trebuie să fii. Și cam distanța asta sus, așa cât mine aproape. Mai aici, ui. Vârful ăsta. Mi-am și-o de bătut acolo în par. Am bătut pe aici așa. Am bătut și pe aici aici. Și mai trebuie să bat unul de acolo. Încoace așa. Ăla mai pregătit. Urmează să-l bat acum. Mi se pus să bat în balustradă. Nu ieși niște ieși de dreapta, da? Merge. Nu ieși niște ieși de dreapta, da? Merge. N-avem de unde. Am terminat de bătut balustrada. Nu chiar tot, că mai avem parul și ăla. Să-l batem acolo și ăla la mijloc.
Acum patim parul și ala să-l fixăm, ca lumea acolo să susținerii pentru scară. E, dar nu-i bun și faci tu, e. Bă, dacă tu ridici acolo, acolo sus se ridică scara. Nu ridic tare, mă, nu mă olea, că se prinde. Cum le-ai ridicat tu, s-a ridicat și scara de sus. Da. Da, uite. Deci nu-i bun. Așa arăm. Mai întâi îl îngropăm acolo în pământ și pe urmă îi dăm un ciocan tare, pe urmă îi batem un cui și gata. Da. Că altfel n-avem cum. Și m-am apucat acolo și să-l îngrope și ala. L-am bătut acolo și sus la balustradă. Marianul le bate acolo ca să iei lichid de scară. Și pe urmă mă apuc să-l îngroș pe aici. Trebuie să mă lăsat după pământ. Așa la beton. Aici și mi-am mai am de țernă pe aici. Și mătura așa aruncată și asta. Și am plecat după țernă. E frig. Mai zici și ceva. Dacă și-a cuțit frig la iarnă și faci. La care dintre ele? Da. Stau niște țernă să mă duc acolo în găurile. Cum apuc să mă trolea că nu mai lăsăm mizări de acum, de acum, tot ce facem, strângem în urmă. Așa trebuie să facem. Luăm așa de la capăt, luăm tătru meguș, din partea asta tot așa luăm. El face lemn, nu știu face el pe acolo. Când vii, bă, să pui și astea așa pe foc, da? Acele corjule de la salcăm. Bun, eu mă apuc să mătur pe aici. Măturica noastră a făcut o grămadă de treabă cu ei. Își face treaba. Am băgat și lemn pe foc. M-am apuc să strâng ciuțel de astea și mă ies pe aici. Am mai băgat câteva pe foc, mă ies câteva pe aici, pe acolo, să le luăm, să le dăm pe foc, nu lăsăm mizerie în urmă. Mă, cu curat, curat să rămâne. O, ce aici? Ah. Lasă, arde. Un jar am avut, din jarul și ala m-a prins focul ăsta. Am pus gătierul uscat pe deasupra și s-a aprins. Mâine iar găsă jar, iar aprind focul. Uite, vezi că tot... Mă ajută ceva focul ăsta dacă l-am aprins. Arunc gunoaiele pe foc. Uite. Arcitat acolo. El e zvier, da? La temperatura asta le usucă și imediat arde. Așa este. Marian dă aici cu mătura de spor. Băi, dar trebuie să băgăm și parul ăsta aici. Da, știu. Am crezut că e uitat de ea. Imediat îl batem, îl băgăm colul, așa. Noi mai avem cât să luăm de astea? Le-am aruncat. De unde le mai luăm? Da, care am cu un nylon cu ceva. Da, care am cu placaj. Da, chiar, care am cu placaj de ăsta. E de iamnă, găsim noi modalitate. Noi mai avem ața și e groasă? Da. A, ai pus-o acolo. Da. Nu, nu știam unde e. Am adus și hamacul de acasă. Îl avem acolo. Îl avem acolo. Nu, arătăm noi acolo. Îl scoatem. Să vedem și căutăm un loc unde să-l punem special. Așa la roș, dacă vă aduceți aminte la 500 de abonați, când am urcat acolo sus. Deci am stat așa. Da. Hamacul s-a rupt. Dar să aduce aminte, scrie acolo și în comentarii că s-a adus aminte. O să-l prindem acolo, acolo, în schiprea. Aproape unul de altul, el o zis din aista. În așa ala de acolo. Dar e chiar în carare aici. Doar de ieri m-am gândit să-l pun, dar nu ai niciun loc. Ar fi ieri locuri, dar nu prin apropiere. Prin apropiere trebuie. Dacă îl prindem de aici, de aici și de cealaltă de acolo. Da, așa îl țin doar te pui pe el, domnul. Nu, da, nu te leve. Aha. Să vină alții, așa-i viet. Haide, uite! Vedeam noi. Vedeam noi unde-l punem. Asta e mai un loc. Vedeam că și-l luăm acum aici.
Cu mâna. Îl băgăm în buzunar. Perfect. Asta parcă nu era placa. Asta parcă nu era tot placaj. Care? Așa la. Așa la, dar unde încăpie așa la asta la aici? Cu vârful băgai? Ăla mic, mă. Și ce încape pe ceala, mă? Tot aici să-ți încape pe ceala. Da, îmi prăștie pe ceala. Așa să-mi împing eu cu ciorul. Eu zic, stai să-mi împing eu cu ciorul, el îl ridică și-a hâlță. Așa și el. Nu fac nica cu tine. Nu? Nu înțelege, uite, nici nu înțelege. Uite, capașii, nu văd cineva ceva ca... Mă spărie. Uite, avem un bănuț de aur acolo. De aur. Și mai avem și unul aici la par. Să-i ții noroc. Sunt din minutul. Nu mai răspuns. E din ăsta de ciucăș. Vezi cum am bătut acolo și sus la acoperiș. Da, da. Pe tablă, mai exact. Ia-i tine. Prin tablă. Are neascuță vârful. Aici vrem să batem. Tovielo. Așa îi zicem la topor, dacă nu v-ați prins. Trebuie să le explicăm, mă. Nu, eu zic că nu înțeleg. Vorbim în altă limbă. Na, noi am pus aici, așa. Pământul, lemnile și ele și măiestii. Măi, o leac de acolo. Păi așa un strat pe deasupra. Mâine numai cât îl dau jos și anjar. S-a prins focul ăia. Focul ăsta de o săptămână. Arde o săptămână, două zile. Săptămână? Păi trebuie să-l fac. Avem nevoie de ceva, pac, am dat pământul deoparte, am pus două lemne uscate, am aprins focul. E că stau cu chibrit, achin, uite, așează lemnele. Uf, las-mă. Fă treaba ta acolo. Eu pământul de aici. Pune-mă așa aici. Pune-mă leacă mai gros, că caz de un vânt să nu... De în cap ca să intri mai tare. Eu zic, stai... Stai așa, ca să-l fixez la drept, aici. Nu știu cum să stau, cum vreau să stau, dacă mă voi vorbi, cum mă curesc. Ți-i întrebare aici, așa. Ți vede întâlnierii tare. Na, așa. Dorează de-a. Deci baterii nu prea mai așa. Bă, dacă pui ușa, nu mai iasă din parul ăsta o dată. Nu vreau eu. Ce să-i fac eu? Și-o prins, s-o prins numai o leac. Atâta. Trebuie cuii cele mari. Batem noi niște chirmani, la urmă. Vedem. Altceva cu mâini. Ha? Altceva cu bani strani. Trebuie tăiat alea cu bieși ca să nu ne curte de pe aici. A, scoate ea. Acum să băgăm pământ în gaură. Să nu ieși și cu balustrada. Vedeți aici. Totul e și șmecher. Mai bătut pariște așa la scară de susținere pe partea și acolo. Nu mai rămas acela așa, e prea mic și am scris că să-l batem așa. De iurea mai bine. Căutăm unul mai bun și batem mai bine. Așa. Eu nu s-o adună și el cât de cât acel de pe acolo. Așa. Altceva mai nou? Nu prea. Acolo am bătut parul acela. Tot așa de susținere. Ține mai bine acum. Așa. Nu prea mai am baterie, că filmam mai mult. Că asta nu e ceva de făcut. Nu prea mai am baterie. Asta e perioada grea acum și n-ai să fac. Să duce bateria, mai ales cu orele astea online, că tot de pe telefon fac. Am o problemă cu restul, cu laptopul și cu astea. Și trebuie să fac de pe telefon și merge cam greu. Nici memorie nu prea mai am așa mult și așa m-am chinuit, am șters tot din telefonul ăsta. Merge cam greu. Tot ce filmez, a doua zi după ce postez, șterg. Dar tot se adună cu fișierele de pe aplicație de pe care facem noi orele. Se adună și merge greu. Dar n-avem de ales și trebuie să dăm înainte, nu voi? Da, cât de cât s-a făcut și astăzi, nu a fost așa lung episodul, că n-am avut ce să filmăm, n-am avut cum să filmăm mai mult, asta s-a putut, s-au fost cu videoclipul de astăzi. Nu prea am putut filma mult, nu prea am avut baterii. Am avut baterii și merge, cam greu n-am avut ce să faci, dar cât de cât așa rapid am făcut, așa am filmat, după ce am terminat treaba, am filmat cadrul ce am făcut, cățelul ieșea cu noi, nu are treabă. Balustrada. La scară, da. Pătușul palii, deci aici la scară ca să susțină de sub, balustrada. Ce-a fost acum așa mai important am făcut. Nu se mai hâlțănă chiar așa tare cum se hâlțănă înainte. Nu, dar oricum trebuie să mai pun în parte susținerea mai calme. Așa că dacă v-ați uitat până aici, scrieți în comentarii balustrade. Așa facem la fiecare videoclip, că am văzut că am strâns o grămadă de comentarii. Mă bucur din suflet că v-ați uitat până la capăt. Scrieți tot acolo, căsuțe. Dați acolo, scrieți că vă răspundem. Cea mai mare plăcere, numai să știm că v-ați uitat până la tot. Acum scrieți balustrade.
Găsesc voi mâine cuvinte. Mâine vedeți ce facem. Scrieți tot la fel. Scriem tot la fel ce vă zicem, dacă vă uitați la tot. Așa că dați un like, un subscribe. Nu uitați să de share. Și ne vedem la următorul videoclip. Salut! Salut.